Ești psiholog, dar te duci la psiholog mm -hmm. Ești și cred mă că asta nu din cărți, noi din tată bogat, tată <laughs> Eu sunt cea mai bun psiholog ce întreb unii să mă duc undeva. Ce este de fapt psihosomatica prin termen simpli, ca să înțeleg și eu. Eu știu precis bărbatul meu îi trebuie. Ei, bună ziua! Cum pot eu să rezolv problema asta a mea, alergie, care eu nici nu știu de la ce o am, mm -hmm. să o rezolv prin psihosomatică? Omul um, este perfect omul chiar este perfect. Nu, sincer, eu nu cred. Super, îți timp nu cred și să ai scris. Eu nu <laughs> cred că tu degeaba mai ai atras în viața ta. <laughs> nu puneți copiii spun spun poezii pe taburet. <laughs> Bine v-am găsit la un podcast marca IAMD și mai exact la ea acasă. De ce la ea acasă? Pentru că noi, acasă, ne simțim întotdeauna bine. Și acesta este și scopul meu. Voi, ascultătorii de acasă, să vă simțiți bine, eu să mă simt bine, dar și invitații noștri. Trebuie să recunoaștem că acum tot mai des se vorbește despre psihologie, psihosomatică, meditație, terapie, și astăzi noi o să vorbim. Despre un termen și anume psihosomatică. Iar invitata noastră este Mihaela Balan, psiholog și specialist în psihosomatică. Bună, Mihaela, încă o dată. Bună, Mihaela. Ce faci? Cum te simți? Noi am vorbit înainte de asta, dar ne mai salutăm aici, încă da, o dată. Super bine, după o zi plină, dar încă cu suficientă energie pentru acest podcast. Vreau să menționez că noi ne-am mai întâlnit, noi am mai avut o conversație doar că a fost online și la fel pe acest subiect despre psihosomatică, dar am vrut să mai avem această conversație pentru că față în față e cu totul altceva. Da, și a trecut un pic de timp. Da, și plus că a trecut pandemia și trebuie să și cred că avem subiecte și mai interesante de discutat cu siguranță. Da, da. O să vorbim, cum am spus, despre domeniul tău, psihosomatică. Cred că sunt foarte mulți interesați de acest termen și domeniu, dar totuși o să încerc să te descopăr și pe tine. Haideți să vedem cine este Mihaela Balan dincolo de activitatea sa profesională. Sunt un om, un om pur și simplu, cu tot spectru de emoții, cu tot spectru de stări. Cu, și cu traume și cu momente foarte frumoase, dar mie îmi place traumele să le numesc lecții de viață. Uh, sunt o femeie, sunt o fetiță, sunt fica lui Angela și lui Mihai, sunt sora Dani <laughs> și, nu în ultimul rând, sunt psiholog și specialist în psihosomatică, da. Pe Instagram tu ai spus că, citez, dacă simți că vrei să pornești în această călătorie frumoasă a psihologiei, și mai exact spre armonia dintre psihic, corp și suflet, tu, cu drag, ne poți ajuta pe noi. Și aici vine întrebarea mea: cum ai descoperit tu această călătorie și cum ai înțeles că acest domeniu este pentru tine? Eu încă din liceu da, cred că clasa 10, 9, undeva așa, am înțeles că vreau să fac psihologie, atunci am aflat mai multe despre că este așa profesie, atunci am început să conștientizez mai mult ce face un psiholog și cine este el. Mie îmi plăcea foarte mult să discut cu colegii, să le mai dau sfaturi pe vremea aia, să ascult oamenii pur și simplu când au orice o orice de a spune și atunci am decis că vreau să fiu psiholog am făcut licență, dar sete de, de dezvoltare, de a fi mare, m-a făcut să aplic la un job și paralel învățam, făceam licență, deci lucram, după care a urmat master pentru că după licență eu mă gândeam așa multe obiecte și așa de multe informații, dar ce fac cu asta? Cum eu aplic asta? Mie mi-era foarte neclar Chiar nu știam cum să încep. Eu mă gândeam că mi mai trebuie în vreo 5 universități ca să pot să lucrez față în față cu clientul. Dar abia mulți ani mai târziu, am înțeles, de ce a, a apărut cumva confuzia asta și cumva, am zis că de master precis mă ajut. Fac master a, nimic. Până să vină pandemia. Pandemia a fost un moment care pe mulți ne-a schimbat mm -hmm. și a fost așa un refresh pentru mulți, pentru mine la fel. În pandemie am înțeles că la jobul care mergeam s-a întâmplat atunci pauza aia de două luni trei, când am stat acasă toți și am stat acasă și am văzut că pe mine nu mai durea capul. Dar eu am avut migrenii, cred că vreo 10 ani la rând. Da, când am început să lucrez, erau zilnic. Nu era, eu am fost în de bord. Și nu era zbor fără, fără, migrenie Nu era. Eu credeam că e de la presiune, că sus, că e jos, că nu mai știu, că mă enervez, că nu mă enervez. Era că nu dorm. Găseam mii de scuze. Și eu în pandemie n-am zburat o săptămână și mi nu mă mai durea capul. <laughs> și atunci am înțeles că aha, are treabă tensiunea, dar cred că mai are treabă și ce fac. Și am început să caut. Și așa am dat de psihosomatică și eu nu mai am citit câteva cuvinte despre psihosomatic și am înțeles că eu rezonez cu asta și am văzut o legătură strictă între relația dintre mine și ceea ce fac eu și senzația corpului și ceea ce simt eu și cum mă îmbolnăvesc, nu mă îmbolnăvesc. Și atunci am început să învăț paralel psihosomatică. Am început să mă specializez în domeniu, pentru că eu în universitate nu -am, am învățat asta. Acum, îmi pare mie, se studenții învață și în licență un pic de psihosomatică, nu știu neapărat ce se învață acolo, dar este așa obiect, eu nu l-am avut. Și respectiv, paralel învățam, am înțeles că e o treabă cu lucru și am demis, am scris cerere de demisie și am plecat. Și așa ușor mi-a fost. Mm. În cap așa de strașnic, dar în corp așa de bine, pentru că... Uh, corpul mi-a arătat că tot este ok, în sfârșit. Dar capul, pentru că capul era plin de convingeri, îmi spunea că ce o să faci, cum o să te discurci, de unde te apuci. Și eu am început să descoper psihosomatica prin necesitatea de a mă vindeca pe mine, prin necesitatea de a mă găsi pe mine, pentru că era tare neclar, era atât de multă informație în cap, dar nu știam cum să o aplic, pentru că eu în mine încă nu am reușit să clarific ceva în general să mă clarific pe mine, nu -am, am reușit în toți acești ani să mă aud. Și de aici venea și nesiguranța mea în, în activitate. Când am reușit să îmi prelucrez mele momente, am început să înțeleg ce vrea să-mi spună mie corpul, ce vrea să-mi spună senzațiile, emoțiile mele, atunci tot s-a clarificat și a devenit foarte simplu. Uite că ai mai spus tu mai devreme, din ceea ce povestești tu la mine, toți se adună întrebări, întrebări, nu o să am nevoie de la. <laughs> uh, îți place să asculți oamenii? Asta ai spus-o de la început, Ca așa te-ai regăsit tu în domeniul ăsta. Câtă energie ai tu? Pentru că asta e întrebarea, pentru că atunci când asculți problemele, poveștile altor oameni, ei automat te scurg de energie. Nu știu, poate la tine e invers, tu o primești de la ei energia asta atunci când atât de multe istorii asculte, poate lacrimi, poate zâmbete, trebuie să ai o putere să o numesc așa ca să asculți oameni. Uh, oamenii când vin și îți povestesc, nu știu, că nu mă înțeleg cu mama. Uh -huh. Și dacă venea să mi se să -mi spună cineva cinci ani în urmă, nu știu, că am o problemă cu mama, cu tata, nu știu, o chestie pe care eu nu am reușit să prelucrez, probabil avea să băcesc și eu cu el. Uh -huh. Sau că m-a bătut mama în sau că m-a lăsat, sau că nu știu ce mi-a făcut. Dacă eu nu, nu aș fi vindecat în mine rănile respective, m-aș fi foarte mult consumat, m-aș fi consumat foarte mult. Pentru că, îți dai seama, mă activam și eu lângă el și plângeam și retrăiam din nou. Și asta este epuizarea corpului corpul, are nevoie de energie să prelucrezi uh -huh. toată asta. Uh, eu am prelucrat foarte mult la mine. Eu și acum prelucrez. Luni merg la terapie și eu. În sensul în care eu foarte des uh, îmi prelucrez amele momente, după care, când vine omul și îmi zice, eu... eu e super ok, eu nu mă activez deloc și eu nici nu-l judec și nici nu mă gândesc săracul, mă gândesc super, e ca eu și evanamov. Ia că eu așa experiență de viață n-am avut. Dar omul acolo plângi, dar eu mă uit la zic, super și ești de bravo. De că tu ai trecut prin asta, eu știu că e dureros. Din păcate nu mai putem corecta nimic. Dar acolo atâta lecții de viață, atâta informații și atâtea capacități tu ai dezvoltat, că tu nici nu înțelegi. Și oamenii ce fac, stau și bocesc ce au avut, în loc să ei pozitivul cumva sau lecția de viață, informația de acolo și să continui viața mai departe frumos. Nu mă consum, din potrivă mă încarc cu energie uh -huh. pentru că în primul rând fac din plăcere. Se aude și se vorbește foarte mult în uh, mediu, mediu online că faci aici ce-ți place și așa mai departe. Eu zic din propria experiență. Chiar când faci ce-ți place, nu te epuizezi. Eu am fost în de bord, este job pe care 99% din fetele îl vor. Uh -huh, Și corect. era super, sincer, zic, era super să vezi mereu cer, oameni, mm. zbori, a, foarte frumos, țări. Totuși că noi nu călătoream foarte mult, noi nu rămâneam în destinațiile în care zburam, dar e, e foarte frumos job, așa în sine, dar nu era pentru mine. Eu, am savurat acolo jumătate de an, dar după asta a fost așa un fel de trebuie să merg la job și mă epuizam și când aveam un zbor chiar nu poate era așa de grav în capul meu, era doamne și de greu a fost. Vrem acasă, vrem să dorm, lucram șase zile la rând și nu vrem să aud pe nimeni. Eram să de energie și pe cineva zic că mare treabă faci acolo pentru dacă nu ești la locul tău, chiar te epuizezi, fii jobul joburilor. Trebuie să faci ceea ce îți place și eu cu mâna pe inimă pot să zic, te încarci cu energie și cred mă că asta nu din cărți, nu din tată bogat, tată sărac. Da, eu am citit chiar recent. Se spune așa că dacă mergi la un lucru care într-adevăr îți place, atunci tu nu lucrezi niciodată. Nici zi. Nicio zi, da. exact, da. da. Și tot ai spus că lunea ai terapie. La fel, am citit un comentariu la un psiholog care îl urmăresc eu, și acolo i-a adresat o întrebare că ești psiholog, dar te duci la psiholog? Mm -hmm. Adică, cum? Ce fel ai fel de profesionist ești? Da, ești tomatolog, dar, dar nu-ți scoți singur din zi? Da, exact. A fost foarte ciudată întrebarea asta, dar, cum se spune, fiecare psiholog are nevoie de un psiholog. Deja știi că eu te urmăresc pe Instagram și tot acolo am analizat foarte bine pagina ta. Ai afirmat, citez, Eu sunt cel mai bun psiholog pentru mine. Acolo tu ai argumentat această afirmație și aș vrea să o faci și aici. Ce înseamnă pentru tine această afirmație și cum ai ajuns să o spui? Pentru că eu cred că această afirmație trebuie să o obții. Să o spui cu încredere. Da, eu am intitulat așa cumva postarea că eu sunt cel mai bun psiholog și a fost așa un pic o de. O pauză real. și pentru mine. Da, pentru că fraza asta m-a auzit o perioadă, a început cred că, a, sau vedeam pe forum, pe un uneori, că eu sunt cel mai bun psiholog, ce întreb trebuie să mă duc undeva, știi? Și era chestia asta că eu știu mai bine ce îmi trebuie. Știi, evident că tu știi ce-mi... Ce ceea ce îți trebuie și ție. Tu ai toate capacitățile din fabrică, cum ziceam mai înainte, ca tu uh -huh. să poți singur să faci față. Dar pentru că te-au dezvățat atât de mult, ca să le resetezi, ai nevoie de un programist. Ai nevoie de un specialist care să te ducă înapoi acolo și să te ajute, că de fapt omul face schimbarea. Omul alege să prindă înapoi setările sau le lasă așa. Eu nu pot să fac din păcate pentru nimeni nimic. Așa ar fi foarte simplu m-aș și aș prelucra pentru fiecare traumă, și tot ar fi fericit, eu cred că m-aș epuiza foarte mult. Și nu poți în viața cuiva să te bagi și să decizi pentru el. Și de asta am scris postarea că acolo vorbeam despre faptul că toată lumea crede că e cel mai bun psiholog și într-adevăr așa este. Fiecare sunteți cel mai bun psiholog, fiecare suntem cel mai bun nutriționist pentru noi, fiecare suntem cel mai bun antrenor de sport pentru cel noi. Cel mai bun jurnalist. Cel mai bun jurnalist. noi tot știm cum în viață să, să facem. Noi chiar știm, mai ales tot ce ține de noastră. Noi știm mai bine cum să, ce trebuie să mâncăm, ce fel de exerciții trebuie să facem, dacă ne-am ne ascultat intuiția dar dacă nu, nu o auzim ce facem? Eu cred că trebuie să apelezi la cineva și să te ajute să te, te întorci înapoi acolo unde ai deconectat să activezi și după asta să mergi mai departe pentru că în terapia asta și facem. Eu nu vin și dau de la mine ceva eu doar te duc acolo unde tu ai decis că vrei altfel, că ai decis că vrei să salvezi pe cineva, pe mama, pe tata ai decis că nu mai ai are sens să ai încredere în tine sau cineva ți-a zis că ești nu știu cum și tu l-ai crezut și eu merg acolo și îți dau posibilitatea să schimbi, dacă vrei schimbi, dacă nu așa și le zic în terapie, dar, dar rar se întâmplă omul deja dacă vine în ședință că eu zic tare des, omul dacă vine în terapie deja el o conștientizat ceva că omul adus de mână nu o să rezolve Nu mm. nu rezolvă și nici nu îi primesc pe ăștia care, eu știu precis că bărbatul meu îi trebuie, ei bună ziua și <laughs> Lui trebuie, eu tot bine, lui trebuie rabin. Nu, vine tu. Da, totuși, câteva procente le ai tu, e datoria ta, dar cel mai mult e clientul. clientului. E, a clientului. Ce e, dorința. Dacă vrea, poți să am mâncare gustoasă, dar dacă nu vrei să deschizi gura, ce fac? Să bag mm. -hmm. Pe urechi, cum, cum te hrănesc. Eu o am, am făcut, am gătit. Nu vine bărbatul acasă și femeia e gătit mâncare. Mm -hmm. Dacă el ați vrea să mănânci, dacă nu, da. nu. Exact. Înainte să trecem la psihosomatică, termenul ăsta să-l explici ce e cu el, să nu fi fost domeniul ăsta de psihologie, psihosomatică, unde te-ai fi regăsit tu? Unde ai fi fost? În ce domeniu? Nu știu, mie că eu m-am mai gândit odată la chestia asta. Cred că tot psihologie, poate aveți găsesc uh, Nu, dar ramă. să nu fi fost psihologie. Fi fost psihologie. Cred că aveți când. Da. da, eu am făcut în, în liceu. Da, până liceu am făcut școală de arte paralel cu gimnaziu și liceu un pic. Am făcut catedră corală, dirijat coral, se și un pic de pian, pian mai puțin, dar cumva vocal și dirijare cor. Să vorbim despre psihosomatică, deci, Mihaela, ce este de fapt psihosomatica prin termeni simpli? Ca să înțeleg și eu. Hai. Psihosomatica, este un termen care explică legătura dintre psihic, corp și suflet. Uh, toată lumea știe de corp, dacă și calculatorul și telefonul are un, o parte de intelect și o parte de materie, de corp. Până aici, noi tot avem parte de intelect, este cognitivul, procesele cognitive, atenție, memorie, toate astea. Uh -huh. Dar. In, partea cognitivă. Și avem partea de corp, organe, mâini, picioare, tot corpul. Până aici suntem egal ca și un calculator. Ceea ce ne face diferiți este partea de suflet, de energie. Ceea ce mai puțin să vorbește. Și în psihosomatică noi încercăm să le unim pe toate și să le să conlucrăm cu ele, pentru că ele toate sunt conectate. Noi facem parte dintr-un sistem începând din corpul nostru până până în neamul nostru, până în strămoși, până în țară, până în, pe pământ, da, noi facem parte, până în cosmos, noi facem parte dintr-un sistem, noi de fiecare dată suntem dintr-un sistem mai mic, mai mic, mai mic, mai mic. Și atunci noi încercăm să le conectăm pe astea trei. Psihosomatica explică legătura dintre astea trei și explică cum ele interacționează și ce se întâmplă dacă este vreo, vreun blocaj la nivel. Și foarte mult noi vorbim și despre uh, reacțiile corpului, despre boli, dacă, dacă vrei, așa uh, și explicăm sau nu explicăm, da, încercăm să vindecăm partea emoțională. Pentru că în spatele oricărei boli este o, o cauză emoțională, este un conflict emoțional. Corpul nu din senin începe să, nu știu, să-și mărească funcția unui organ sau invers sau micșoreze sau părul nu din senin cade sau nu mai crește sau nu mai știu ce face acolo. Exi noi. Odată ce facem parte din acest sistem și ele sunt legate, nu putem să zicem că corpul se îmbolnăvește pentru că e stricat. Omul este perfect. Omul chiar este perfect. Și dacă se întâmplă o anumită disfuncție, e pentru funcția, sau de fapt, acea problemă sau acea stricăciune este pentru ca noi să supraviețuim. Creierul nostru, psihicul nostru, sufletul nostru, corpul nostru face tot posibilul ca noi să supraviețuim. Deja dacă doar asta e altă treabă. Ce probleme putem rezolva cu psihosomatică? Din practica mea, cam tot. Tot. Nu mm. Numește câteva, că, uite, ascultătorii noștri să zic uite, hai că hai eu să zic am pe probleme mele. în relație. O să vin okay. la Mihaela. În, în terapiile psihosomatice pe care le fac eu și colegii mei, noi prelucrăm atât partea fizică, partea somatică a corpului, da? toate bolile sau reacțiile corpului care le sunt. începând de la alergii, migrene, dureri, acnei, orice, nu știu, nu, astea vin primele. Și terminând cu partea emoțională, da, relația cu părinții, relația cu partener, relația cu copiii foarte mult, dar pentru că relația mamă copil ia pe la mine e foarte prelucrat, cred că deja, peste o fiecare terapie cu tema asta. Uh, traume legate de sexualitate, uh, dar orice orice mm -hmm. astea sunt primele care sunt cele mai frecvent, că eu am niște subiecte așa, care ele sunt cel mai des întâlnite dar poți prelucra orice. Începând de la somatic, în sens cu fiecare boală pe care o are corpul tău o disconfort și, și simptom, terminând cu stările emoționale. Super nervoasă, nu-mi place relația cu soțul, nu-mi place că nu pot să... n-am curaj să deschid o afacere, orice, adică lucrăm cu orice. Pentru că în spatele la fiecare problemă pe care ți-ți pare cu aia, există un motiv de ce, de ce a apărut. Uite, m-ai făcut curioasă. Mm. Nu, să începem cu alergia. Cum pot uh, eu să rezolv uh, problema asta a mea, alergie, care eu nici nu știu de la ce o am, mm -hmm. să o rezolv prin psihosomatică? Așa, un. Este chiar cazul tău sau tu? Da, cumva? cazul Aha. meu. Dar vrea și să zici ce fel de alergie? Nu, alergii de la soare. Pete pe corp, de la Super. soare. Uh, eu o să dau o definiție generală, dar pot să dau și ție niște. Pelea foarte des reacționează la un contact plăcut sau neplăcut uh, și mai ales la pierderea contactului. Când uh, Foarte des în terapie găsesc că atunci când uh, părintele pleacă de lângă copil și copilul, da, și părintele dramatizează asta pentru că se poate întâmpla un eveniment și la mine și la tine, tu somatizezi și eu nu sau invers, mm -hmm. pentru că eu nu o să pun aici um, drama, nu o să văd aici... Și atunci cel mai des e un contact de dispărțire sau pierderea contactului da? cu ceva drag și poate fi uneori și contact neplăcut și alergia mai este și despre faptul că despre asta am scris în stories, nu în stories, în uh postare -huh. chiar. De exemplu, alergia la soare. Uh -huh. Dacă odată stăteai și făceai o baie de soare, te bronzai, Uhum. Și ai, în momentul celălalt, ai avut o, un șoc emoțional, o noutate, nu știu, de exemplu, te-a sunat și ți-a spus că s-a întâmplat ceva în familie, sau te-ai certa cu cineva foarte tare, sau te-ai dispărțit fiind la mare acolo, a, Și corpul ce faci? Corpul asociază starea cu, cu factorii care sunt cei mai, nu mai sensibili, dar mai alergeni, pentru că alergie, oricum, da, la polen sunt niște substanțe care sunt un pic mai, mai intense și soarele la fel. Dacă tu te bronzezi așa și acolo pielea ta aproape arde și tu te retrăiești atunci, corpul ce faci? Asociază bronzul sau soarele, căldura soarelui, cu conflictul care îl ai Și de fiecare dată tu când te expui la soare, corpul începe să retrăiască corpul începe să retrească senzația care ai avut atunci. Și iar apare. Pentru că el ți-ți arată că tu acolo ceva n-ai prelucrat. Du-te înapoi și prelucrează. Mm. Ca tu să eu înțelegi, mă sau mă oamenii care au alergii și ne ascultă, întrebați-vă când a început această ale alergie, că puțin o să ziceți că v-ați născut cu ea. Nu mm. știu dacă se nu se naște. Nu, no, eu am de vreo trei ani. De vreo trei ani. Așa, din pod. <laughs> Eu nu, așa spun. Toată viața soarele a fost bun, dar odată nu mai este bun, da? Eu nu văd așa lucrurile și mergi imaginar înapoi, înainte ca să vezi acea alergie pe, pe corp și vezi ce eveniment a fost acolo, întreabă-te ce a fost acolo, ce s-a întâmplat, ce așa strașnic s-a întâmplat, ce așa dramatic s-a întâmplat și o să-ți vină, subconștientul o să-ți arunci o informație vezi momentul celălalt și încearcă să-l accepti cu iubire dacă poți, dacă nu apelează la terapie. Sau învați tehnici, pentru că eu lucrez acum la un curs în care să, să vorbesc mai mult despre psihosomatic și să predau niște tehnici pe care poate fiecare, niște tehnici simple care le poate, fie, le poate prelua fiecare și să le aplici în viața lui sau în, cu copiii cu membrii familiei. Adică să fie niște tehnici în astea ușoare. Și că vezi și tu ce a um. fost acolo. <laughs> da, o să mă gândesc, da, iată tu aici ai spus că dacă nu mergi înseamnă că apelează la terapie. Eu mă gândeam că a spui că dacă nu mergi înseamnă că du-te la dermatolog, <laughs> dar tu ai spus la da, terapie. Dar poți să mergi. Eu, fata care am, am postat pozele ei în stories zilele astea avea, în, în poze nu se vede așa cum era în realitate Și fetița, undeva o lună, are această alergie, a încercat să bea medicamente și nu-i trecea. Un pic se trecea și iar apărea. Pentru că eu nu neg, cine vrea, ok, și, așa, și asta o variantă, super, dar persoana deja știa mai multe despre psihosomatică, persoana deja știa cum funcționează corpul și acolo nu au funcționat medicamentele. Ea se întorcea, se întorcea și noi în, în, terapie am reușit să prelucrăm momentul și deja gata, dispare. E variantă și poți merge acolo, dar eu zic că mai bine să, și mai ok și mai ecologic și pentru corp. Să prelucrezi întâi cauze emoțională și vezi cum, se, cum reacționează corpul. Dacă nu ți ajut sau bă, dar n-are cum să ajute. Eu, din practica mea, n-am văzut să ne ajut. Doar dacă omul nu crede, dar vin să-ți arăt că nu merge, că așa știi? Deci vin să demonstrez că n-a să Așa, da. Sunt șansă să nu-ți treacă. Dar dacă tu real vrei să treci peste asta altfel, atunci este și așa o oportunitate. Nu, no, sincer, eu nu cred. Super, îți timp cred și ai Eu nu cred că tu degeaba m-ai atras în viața ta. Acolo uh, să ție suflet, tot spune și eu, dar tot timp că Crezi că următoarea noastră întâlnire o să fie la terapie, nu da? Nu neapărat, poate eu... după discuția de azi conștientizez ceva și deja se întâmplă o schimbare. După cum știm, practic fiecare om, dar nu practic, fiecare om are o frică a lui. Uh -huh. Fricile astea se iau din copilărie, din traumă, din, nu știu, ceva s-a întâmplat în viața noastră și uite că rămâne frica asta pe toată viața? Uh, frica, în primul rând, este o emoție și ea e normală să fii ea te protejează de ceva. Da? E ok. Dacă nu ți-ar fi chiar naive sentimentul de frică, poate e sări așa de pe, un, pe o stâncă. Uh -huh. Nu știu, adică e ok să-ți fie frică, adică tu, el te protejează. E o emoție normală, ca și furie, ca și fericire, ca și extazul, ca și orice emoție. Uh -huh. Nu există emoții rele. Nu există emoții care nu sunt bune. Există doar emoții, ca și orice în lumea asta. Există doar asta și atât. Nu-i bine sau e rău. Uh, Fricile care, să-ți dau exemplu, de astăzi chiar în terapie. Am avut un, a, o terapie cu un băiat băiat de 13 ani și acolo mama a vrut să lucrăm ceva. Eu am zis că asta nu copilul nu, nu avea problema pe care mama tare insista. Eu în general am zis că dacă copilul vrea să vină la terapie, de asta și a ajuns la mine. Și noi am prelucrat, lui era foarte dificil să, să discute cu cu fete sau în general, avea un blocaj la, la legă, în legătură cu discuția, comunicarea. Și noi, în regresie, pentru că este tehnică specială care se folosește în terapie, în regresie am ajuns la vârsta de patru ani, când copilașul acolo la grădiniță vrea să să zic ceva unei fetiți și el, el știa că eu nu o să mă descurc să vorbesc, Că eu îl întreb ce e acolo greu. Eu știu că nu o să mai descurc, eu nu am curajul să vă... Eu nu sunt bun la comunicat. Un copil la patru ani nu e bun la comunicat. Straniu. Eu nu știu cum. Adică din, din fabric nu ieșit cu parametrii ăștia. Și noi prelucrând acolo cu tehnici speciale, acolo mama era frică să comunici. Mama simțea simțea incapabilă să comunice acolo cu cineva. Și copilul pentru că era alături și pentru că copilul e viața mea, sufletul meu și așa mai departe, copilul a asociat starea mamei și dacă mama simte așa, dacă mama are frica asta, înseamnă că ea trebuie. Pentru că asta pe mama o protejează de ceva, dar asta e frica mamei, că mama are experiențele ei de viață, mama are lecțiile ei de viață, are situațiile ei. Și acum frica mamei n-are nicio treabă neapărat cu tine, dar Pentru că există raportul ăsta și pentru că o să vorbim poate despre conexiunea asta dintre părinți și copii, s-a format, copilul a preluat starea asta, frica asta mamei și o port cu el. Până azi, cred că, sper că, până azi, sper că de acum, noi am lăsat-o, parcă, parcă am prelucrat-o. A luat frica și o ține cu el și e o frică preluată din copilărie de la mama, de la tata, fie, e pa să se întâmple pe experiența ta proprie. Și pentru că tu nu ai rezolvat acolo și tu ai închibat emoția asta și tu mereu o ții ca un program, asta e un fel de program ca în calculator, știi? Și să scrii că să vorbești în public, asta e strașnic. Poate te o să zici o poezie acolo grăniță și te-ai plăbit și te-ați sau mama s-a simțit rușunată. Nu copilașul meu s-a greșit și mama tratăm în pământ de rușine. Da. Copilul îi simte starea, copilul poate nici nu te vadă, dar copilul o să te simtă. Și ce o să facă? El o să interpreteze ca vorbit un public sau dacă spun o poezie, asta e rușine. Și copilul pur și simplu nu mai vrea să spună poezii, de exemplu, sau adult fiind, care public speaking? Poți să faci cursuri, dar dacă în sistema ta ai scris sau acolo în copilărie ai văzut tu că să ieși și ai făcut asocierea că vorbit un public egal cu rușine, Cam greu să fie. Da, și asta, din păcate, e tot mai des și mai des cu vorbitul în public. Da, măcar acum sunt curse. Noi suntem perioada copiilor cu poeziile pe taburetcă. Uh -huh. uh -huh? uh -huh. Nu e bună tehnică, nu e bun. Nu puneți copiii să spună poezii pe taburetcă. Nu, serioză, adică dacă copilul vrea și vine și mai stați un pic atenție, eu vreau să vă cânt cânt și el să vă o poezie, e super. Dați-i voi copilului și acordați-i atenție. Dar dacă copilul stă așa și mama vrea să ratec cu copilul lui știe și, -și poezii, apăsculați-vă în picioare, mama și povestiți. Până ziua, capra cu și știți voi acolo. Știi, mai sunt și așa cazuri când copilul e singur cu mama. Mama nu vrea să-l asculte deloc. Când văzut o poezie, bravo, duci, stai în telefon, stai în pat, privești la televizor. Dacă când vine cineva în ospiție, ea trebuie să mândrească și îl da. cheamă. să ia i și arâc, poate am da, în da. învățat poezia asta da. și de bravo, da, bravo. Da, asta mama lasă până poezie dacă vrea să fii în centru atenție. Copilul când nu el. Mihaela, Hai să vorbim despre meditații. Eu, eu ascultătorii noștri, suntem într-o situație dificilă. Dacă ai putea să ne spui câteva meditații, cum am putea să ne calmăm, să ieșim din starea asta de nervi, stres... Și eu fac meditații atunci prin necesitate. În programul meu eu sunt meditații, este o meditație de dimineață, da, atunci, pentru că nu, eu n-aș putea în toată ziua să meditez neapărat aceeași meditație, pentru că azi mă simt super bine dimineață, mm -hmm. nici nu am nevoie, da? Sau meditație de seară, de exemplu. Sunt zile când am prea multe griji în cap și cam asta ne oprește să ne odihnim foarte ușor sau să adormim noaptea. Gândurile și chestiile pe care noi încă nu vrem să le hotărăm, nu vrem să găsim soluții noaptea, dar noaptea se doarme. Mm -hmm. Și atunci noi, pentru că nu știm cum să ne deconectăm de la asta, foarte greu adormi. Și încă o oră după ce te pus în pat, încă faci planul pe viață. Și atunci eu am o meditație de somn. Foarte bine ajută acolo și melodia, pentru că în meditații sunt mai mulți factori. Acolo este vocea terapeutului sau persoanei care te ghidează, sunt afirmațiile și cuvintele că ele nu sunt luate din pod, adică uh -huh. și este și sona, fundalul sonor care la fel el se alege cumva potrivit, nu cu neapărat orice, da, ca să ți mai ales în meditația de seară are și un efect că eu, am ținut foarte mult să am este un efect de ploaie de asta foarte ușor și asta, este e un fel de sunet alb știi, mm -hmm. asta care foarte ușor te, te liniștește, el eu ajută doar să te liniștești. doar îmi imaginez și deja mă liniștește. Și deja te liniștești. este o o meditație de manifestarea dorințelor. E super, e preferata mea. Eu și acum o, practic foarte des pentru că acolo e așa o chestie. Harta dorințelor eu îmi fac. Am dorințe, am prelucrat toate convingerile și la subiectul cu dorințele, spate de vorbit în vreo două ori. Dar e altfel când tu pe partea cognitivă îți dorești ceva și e altceva, când tu în meditație, în starea asta ușoară de relaxare și de adâncire, tu asta în subconștient gravezi, că eu am chiar acolo o vorbă în care zic să gravezi dorința în adânc acolo. Chiar în adânc, mm -hmm. în subconștient, pentru că așa, mult mai ușor să o atragi. E super. Cred că cea mai multe recenzii are meditația asta de manifestare acolo sunt a întâmplat așa, s-a așa. chiar funcționează și e super. Evident, nu e magică, nu că ai imitat odată și a venit mașina la poartă. Toate da, nici chiar așa, da. Adică dacă sunt și alte chestii făcute corect legătură cu, cu dorințele, atunci meditația este super, dar te ajut foarte o, să, să, o să încerc și să-mi spui. O să încerc neapărat. Da. Ai uh, mai spus de som eu cu somn nu vreau să ajung la meditația asta, eu dacă nu dorm în noapte, eu deja mă gândesc că, care e problema, deci eu n-am adormit, seara, a doua seara mă gândesc că, ce ar trebui să fac ca să adorm, să nu se repete, să nu adorm și tot așa îmi complic viața eu Și o și încă mai tare a, uh -huh. a, treia seară în general nu poți pentru că te gândești două zile într-una ce să faci ca să nu, ca să da. poți să dormi. În primul rând, dă-ți voie și să ai gânduri și să nu poți dormi. În primul rând, nu încerca să fugi de problemă și încearcă să te deconectezi de gânduri. Chiar permiteți să-ți pui înainte culcare, eu îmi dau voie să mă odihnesc, eu îmi dau voie să nu mă gândesc la nimic. Așa, Mihaela, noi, să fie după mine, am vorbit și 24 din 24, pentru că acest subiect într-adevăr nu se oprește aici, e foarte, foarte complex. Dar, din păcate, nu mai avem timp, de aceea am ultimele două provocări pentru tine, dar nu le pot numi provocări, e ceva interesant. Prima e, eu o să spun un anumit cuvânt, iar tu, ceea ce îți vine în gând tu din dată, mi spui, fie, fie, el mai urât, mai frumos, Super, mai... dar fel de, obicei, de, asocieri. Da, exact, dar de obicei o să fie frumoase, că eu am ales așa un cuvinte. Hai să vedem. Deci primul cuvânt este terapie. Uh, spiritualitate. Repede. Așa. Dimineața. Caif. Familie. Căldură. Emoție. Necesitate. Călătorie. O tihnă. Anul 2022? Tare productiv pentru mine. Și o zi de luni? Un nou început. Super. <laughs> m-ai scurcat, nu? Da, foarte bine. Super. Și următoarea provocare e un fel de ajutor pentru mine, dar și pentru ascultătorii noștri, pentru că o să-ți adresez trei întrebări și astfel noi o să facem deciziile pe viitor mult mai ușor. O să înțelegi acolo și despre ce este vorba cartea care o recomanzi? Uh, nu pot recomanda nume o carte. Dar haideți, dacă vrei, anume una. Una, da. Uh, Asta e și provocare dintre toate să alegem una. Ele sunt așa de Hai uh, cele cinci limbaje ale iubirii, dar ele... E fain să știi, dar mai e de adăugat acolo. Adică... Aș mai adăuga la cartea aici ceva, dar hai să fie asta. Asta mi-a venit prima. Ok, și dintre toate locurile pe care tu le-ai vizitat, la fel e complicat, alege doar unul, care îl recomand ca noi neapărat să ajungem acolo. Și aici poți să ne spui de ce să ajungem anume acolo. Uh -huh. Mie tare îmi place Italia. Da, eu, am am altă eu am impresia că în altă viață am fost vreo, vreo italiancă, pentru că tare îmi place energie, de acolo atmosfera, de acolo locurile, acolo așa mm -hmm. de frumos, pasta, acolo așa de gustos tot. Și acolo eu am trăit jumate de ani în Italia. În ce oraș? În Brescia, mm -hmm. este un oraș la nord între Milano și Verona, mm -hmm. cam așa. E un oraș mare, e un oraș industrial foarte frumos. Uh, evident că am și călătorit prin zonă, dar a fost super. A fost super. Acolo oamenii au așa o, o chestie care eu am apreciat-o foarte mult. Oamenii petrec mult timp în familie. Acolo, după orele 6-7, găsești, cred că, un singur magazin alimentar care să mai funcționeze. Uh, Parcurile sunt pline cu oameni cu copii, cu bătrâni, cu câini, cu pisici, cu animale de companie. Oamenii sunt, uh, sunt mereu cumva conectați. Evident, sunt și minusurile acolo, dar asta mi-a plăcut foarte mult. Oamenii atât de mult uh, trăiesc. Acolo chiar oamenii trăiesc. Da, exact. Nu se grăbesc, da. nu sunt uh, supărați, frustrați. Vorbesc eu... tare, n-au nicio treabă că vorbesc tare. După care e problema că nu, nu se deranjează, nu știu cum. Să atingă acolo cu mașina unul în altul, că îi sparchează milimetrul. Nu trebuie o mașină. La noi nu, nu există. Tragedie. Astea sunt traube noastre locale. Da. <laughs> Poți să se ducă la magazin în pijama, nimeni nu mă interesează. Noi da. dacă ieșim cumva din cap până în picioare suntem priviți. Da, dar anume mi-a plăcut chestia asta de ei parcă trăiesc. Cât am fost acolo, Simți că nu tu trăiești, dar toată lumea trăiește și eu cum vibe din asta, o energie da, care... Da, parcă se... S -aprează. S -aprează. Da, fiecare ah, minută, exact. Și tot asta vă Poate că uneori e fals. Eu nu zic că acolo toată lumea e super sincer, că au și ei probleme, da. chestii, da. Dar starea, per general, ți de asta, că toată lumea e bine. Și eu știu că nu poate să fie la toți bine și acolo lumea plânge. și acolo au traume și acolo e durere. Dar starea, per general, că mergi pe drum, miroasa a, a bine. Mm hmm miroasa plăcere. Și anume eu, la fel când vorbesc cu prietenile mele, noi, ceea ce am atras atenției. este de exemplu, dimineața, cum un bătrân îl vezi cu un capucinu și cu un ziar Stă, citești, nu se grăbiești, nu... Deci și asta nu e doar sâmbăta și duminică, asta da, e da, în da, fiecare zi. E da. foarte fain. știu să trăiască viața și să o savoreze, așa cum este ea, că e minunată în ambele moduri. Da. Și ultima întrebare e cântecul pe care îl recomanzi. Câte tău preferat, să spunem, care e la moment. Și eu să merg acasă să-l ascult. Să merg să-l ascult. Mi-e tare îmi place muzica instrumentală, pian mai mult. mi îmi place muzica veche, să mea să ridic, pentru că nu tu știi ăsta. Dar îmi place și muzica veche, îmi place și muzica din asta super nouă, care este acum, nu știu, Holden, Morgan Stern, poate, am câteva cântece care Stern, îmi plac bine. și... și îmi place și, Johnny. Și Johnny îmi Adică eu, în general, n-am chestii să casă, îmi place, nu-mi place. Mie tot mișc. am două piese și rock care plac, super. Uh -huh. Când am stare, rock, mașină, n am starea, rock până o mașină, n-am treabă. Am starea, ascult numai melancolie, am starea, ascult numai... Nu muzică instrumentală. Ascult de toate, nu, nu vine un, un cântec. Iată și provocarea. Iată și provocarea. eu Ce cântec? Îmi place o o compozitoare și un artist din Rusia, este Rita Dakota. E, nu este foarte populară, ea nu știe nu, tot. Nu, -e cunoscut numele, dar probabil trebuie să ascult. Da, să ea este, este, un compozitor foarte bun, ea scrie mm -hmm. multe piese foarte frumoase și pentru alți artiști. Și unul din cântecele preferate care mi îmi place este Carandaj. Mm -hmm. Dacă, dacă da, vrei ascult, e este, cunoscut, e super profund și versurile sunt atât de atât de adevărat, e un fel de terapie acolo. mi îmi place să o ascult în închisile. da. Mulțumesc mult, Mihaela, pentru timpul acordat. Ne vedem la terapie și la meditație și la... <laughs> Cu siguranță da. ne vedem și mai vorbim. Și ne auzim, da. Mersi foarte mult. Iar voi așteptați următorul podcast la ea acasă.